So, do you want to be a superstar? Un podcast de Robert Bolan, adică de mine. Ce vrei tu să te faci când te faci mare? Vreau să fiu dansatoare contemporană. Dansatoare contemporană? Dar de ce contemporană? Pentru că așa vreau. Dar ce înseamnă dansatoare contemporană? Nu știu. Vreau să fiu actriță. De ce? Pentru că așa vreau eu. Ce îți place cel mai mult la chestia asta? Vrei să te vadă lumea? Nu. De ce? Nu știu, nu sunt sigură. Dar ce înseamnă pentru tine să fii actriță? Habar. Nu știu. Păi, ai zis că ai jucat într-un film. Adică, cum e asta? Obositor. Păi și vrei să mai te faci actriță dacă e așa obositor? E ok. Sunt obișnuită cu oboseala. Dansator. Ce înseamnă dansator? Să dansezi. Nu, dar cum îți închipui tu că e chestia asta, viața de actriță? Grea. De ce e grea? Că e și din cauza că stai dimineața până seara. Și atât? Da. Asta e toată greutatea, că stai de dimineața până seara? Da, nu e așa de greu să înveți. Să înveți alea. Ele sunt Alexandra și Eva, fetele mele. La vârsta lor și eu voiam să mă fac artist. Oricum, înțeleg că e destul de comun la copii. Numai că mie nu mi-a trecut niciodată. De curând mi-am dat seama de o chestie. Dorința asta mea de a fi actor venise din nevoia de a fi văzut. Eu eram un copil timid și aveam șansa o dată pe an să fac pe clovnul clasei. Se uita toată lumea la mine. Acum mă întreb dacă și la ele e la fel. Oare se simt nebăgate în seamă? Nu știu, eu am observat acum, nu știu dacă mai e valabil foarte clar momentul ăsta în care a apărut telefonul, YouTube-ul și nu știu ce, dar și la fiicele mele e același lucru, deci 10 și 6. Mulțumesc. A apărut chestia asta că vor să se facă actor, dansator, nu știu ce e. Dar la 6 și la 10. La 6 și la 10 e normal și sunt și fetițe. Deci ele vor să facă balet, vor să cânte, vor să fie pe o scenă, e absolut normal. Nu e nimic îngrijorător. De ce e normal? Pentru că, așa cum v-am spus, dacă aveți băieței, ați văzut că vor să ajungă campioni, boxeri, militari, nu știu cine știe ce comando, pentru că ține de structura feminină-masculină. Deci femeile au nevoie să fie admirate mai mult decât bărbații sau pentru alte lucruri decât bărbații. E absolut natural. Asta nu înseamnă că dorința va persista nu știu cât sau că le va determina alegerile. Da, și asta de ce spuneți de băieți, militar, comandant, nu știu ce, e tot de acolo, e tot o dorință de a ieși în față, de a fi special, de a fi văzut de ceilalți. De a fi erou, la fetiță e de a fi prințesă, e o diferență. Sunt două forme diferite, și de putere și de instalare în identitatea ta sexuală. Așa. Deja se manifestă, deja fetițele dumneavoastră vor să fie pe scenă, vor să danseze, vor să fie admirate, vor să fie, sigur, ele vor să fie vedete că, na, asta este ce se vede acum. Dar în esență și în profunzime ele vor să fie admirate pentru frumusețea lor, pentru gingășia lor, pentru grația lor, deci pentru trăsături feminine. Și la bărbați e mai pe putere? Pe... Absolut. Putere fizică, control, eroism.
Aoleu, eu voiam să mă fac actor, nu erou. Deci nevoia de a fi vedetă, da, vine din nevoia de a avea o valoare. La copil este normală. Mai târziu, la genul acesta de vedete, se asociază, așa cum spuneți, cu banii, care sunt o altă formă de putere și de valoare. Nu ne putem lupta cu asta, vedem foarte bine că nu ne putem lupta cu asta. Și mai este o formă de vedetism, mă rog, nu i-a spune vedetism, de a fi în atenția tuturor, care este o nevoie a artistului. Nu există un artist care să nu își dorească să comunice tot ceea ce profund exprimă în arta lui. Este foarte greu, cred, să fii artist și să nu vrei să comunici, să fii auzit. Și asta e o formă normală de a fi în ochii tuturor. Poate că nu trebuie să o numim vedetă neapărat, dar de a fi în atenția celui căruia îi te adresezi, de fapt, indiferent că pictezi, că scrii, că cânți, că faci gest de teatru, că dansezi, ai nevoie de spectator. Deci un artist are nevoie de toți spectatorii căruia să le comunice ceea ce el simte în interiorul lui, ceea ce creează. Cred că asta e vital pentru el. A, doamna este Vera Șandor, unul dintre oamenii care au adus psihanaliza în România, fix atunci când s-a putut, în 1990. Nevoia de a fi văzut e, cred că, de mai multe feluri. În primul rând, în copilărie este absolut vitală. Deci așa crești. Nu se poate, altfel crești cu un defect, așa cum spuneați dumneavoastră. Dacă nu ești văzut, cu ochi buni sau fie chiar și cu ochi răi, dar să fii văzut, crești cu un defect, cu un gol. Dar dacă ești văzut, crești armonios. Deci e o nevoie absolută de creștere, e o nevoie psihică fundamentală să fii văzut, să existi pentru celălalt. Să devii vedetă e tot o nevoie de a fi văzut. E foarte ușor în zilele noastre să fii văzut, așa cum spuneați adineori. Sunt o mulțime de canale prin care, nu știu, te încântă, te înflorește, te susține ideea că te cunosc toți vecinii sau tot cartierul sau poți să-ți imaginezi că te cunoaște toată țara și pe urmă toată lumea, e ca și cum ai primi o dovadă de existență și de valoare. Este foarte ușor. Ceea ce înainte, să zicem, când nu erau mijloacele astea de comunicare, obținea același lucru, dar de la mai mulți oameni din jurul tău. Poate că pentru unii ajungea. Poate că unii oameni au chiar asta de la, nu știu, vecinii de bloc, de la clasa de școală, de la, în fine, colegii de serviciu. E ușor să obții o asemenea validare narcisică, de valoare. Ești văzut, existi, ești important pentru cineva. Vedetele astea de care vorbiți sunt, după părerea mea, niște vedete de carton. Pentru că, deși sunt văzute, a fi văzut, pentru ei este similar cu a avea valoare. Ceea ce nu e adevărat. Dar cine ne dă valoarea? Valoarea ne-o dăm noi personal pentru că suntem văzuți de foarte multă lume. Nu e o valoare neapărat morală, nu este o valoare umană. Este o valoare venită, cred că la cele mai multe vedete, dacă mă gândesc astea de carton, venită din faptul că dau glas unui anumit discurs, care este caracteristic mai multor grupuri de persoane. Așa, zapând pe ziare, chiar am remarcat, gândindu-mă la întrebările dumneavoastră, cum apare obsesiv următorul anunț. Să vă spunem câte clase are vedeta cu tare. Sau nu o să vă puteți imagina câte clase are vedeta cu tare. Deci o valoare a lipsei de valoare, a lipsei de educație. Nu negăm că în toate societățile și în toate timpurile a existat și această filozofie. Eu am școala vieții, n-am nevoie de educație, n-am nevoie de cultură, etc.
Deci sunt vedete care dau curs acestui, cum să-i spunem, filon de gândire, da? Aceste atitudini de viață. Deci toate vedetele astea dau glas unui tip de gândire. Televiziunile profită de asta, evident. Pentru că sunt foarte mulți care gândesc cam la fel și câștigă bani. Nu echivalent cu valoarea, decât în măsura în care suntem generoși și considerăm că orice tip de gândire are o anumită valoare. Mă rog, asta e ipocrizia americană. Și uite că m-am apucat din nou să fac muzică. Rock the house, titan, rock the house, yes, rock the house. Tot în bucătărie, numai că de data asta nu mai folosesc coale și crătiți, ci apăs niște butoane pe telefon. Observ o distinție între vedetă sau, nu știu, persoană cunoscută și artist. Absolut. Poți să mă întreb ce ar însemna artist atunci? Artist este cel care creează orice. Da, până la urmă, da, și unul care se duce la show la Dan Negru și taie două panglici, zice că și el e artist. Poate să zică. Nu îl împiedică nimeni să zică. Dar este într-adevăr artist. Cine decide asta? Artiștii. Artiști adevărați ar trebui să decide asta. Bun, și cum aflăm dacă e artist adevărat? Eu cred că simțim asta. Cred că simțim asta, cred că artiștii din jurul lui simt, dacă e de-a lor sau nu, simt în multe feluri. Apreciindu-l, luându-l lângă ei, simțind că e asemănare sau intrând în rivalitate, în multe feluri. Și încercând să-l distrugă. Deci, și asta e tot un fel de recunoaștere. Yeah, rock the house, titan! Titan 2021, pandemie! Cred că artiști adevărați, care au nevoie să fie văzuți, nu au vrut să fie vedete, au vrut pur și simplu să se dedice artei lor. Și asta i-a făcut să devină vedete, mai devreme sau mai târziu. Dacă arta lor era înaintea vremurilor, atunci au devenit cunoscuți mai târziu. Multe opere artistice pot fi înaintea vremurilor pe care le trăiesc fizic artiștii respectivi. Yeah, rock the house, titan! Titan 2021, pandemie! Vedetele pe care le apreciez eu cel mai mult și, în fine, am îndrăznea să cred că sunt cele adevărate, sunt cele cărora nu le pasă dacă sunt vedete sau nu. Există două tipuri de motivații în viața unui om. Extrinsec, care înseamnă vreau să fiu cunoscut pentru că vreau bani. Și intrinsec. Vreau să-mi fac eu meseria mea, vreau să regizez, vreau să scriu. Nu pot să trăiesc dacă nu scriu, dacă nu cânt, dacă nu etc., dacă nu pictez. E o motivație intrinsecă în meseria artistică, în mod special, care te duce la glorie, vrei, nu vrei. Pentru că ești atât de absorbit de ceea ce creezi tu, încât fără îndoială vei crea ceva care va vorbi multor oameni. Ceva foarte valoros. Dar pe acești oameni nu interesează popularitatea. O obțin, pur și simplu. Hai că am terminat și cu episodul 2. În episodul ăsta le-ați ascultat pe Eva și pe Alexandra și ați mai ascultat un interviu cu doamna Vera Șandor.
Și informațiile oficiale, Do You Wanna Be a Superstar este un proiect al asociației Art No More, cofinanțat de Administrația Fondului Cultural Național Visuals, Liliana Basarab, un proiect de Robert Bălan, adică de mine.